19 martie, a venit iarna, era de așteptat. Au mugurit pomii, iar caisul anul acesta am hotărât să-l tăiem, tocmai pentru că avem parte de astfel de fenomene. 0 grade la ora 7 s-a înregistrat aici. N-am știut că vor urma astfel de perioade zilele astea. Știam că la sfârșitul săptămânii sunt preconizate, dar asta e, mergem înainte. Caisul ăsta l-a altoit în urmă cu câteva săptămâni, 2 săptămâni, cred, soțul meu, cu un nectarin pe care l-am obținut din semințe, care ne place foarte mult, și acum să vedem ce se întâmplă și aici, în zona asta. Și acum emoțiile sunt legate de răsaduri, pentru că dacă știam că urmează temperaturi sub 0 grade, adică s-a înregistrat 0 grade la ora 7, nu știu cât ori fi fost în cursul nopții, sper să nu fi fost temperaturi negative. Aici, da, e o mare problemă, pentru că n-am mai venit aseară aici. Mi-e și frică să mă uit sub tuneluri. A rămas totul pe seama soțului și văd că deja mă ia cu palpitații, pentru că acolo trebuia să vină plapuma asta și văd că a lăsat doar în 2 folii agril. Eu am plantat roșiile ca experiment. Știam că e posibil să se întâmplă și treburile astea. Da, mi-e frică să mă uit acolo. Acolo ar fi trebuit să vină plapuma asta, dar, în fine, haide să vedem ce se întâmplă aici. Da, din start am emoții mari. Și aici tunelul e gol. Bravo. Bine. Treabă bună. Oh. Hai. Să zic că răsadurile sunt ok, dar nu mă bucur dinainte. Să nu cumva să fie sub streza, nu cred. Dacă au fost 0 grade cu toate folile astea, aici e ok. Aici, sigur, nu e ok, pentru că nu așa trebuia să vină. Problema e că, da, trebuia să vin eu să verific ce s-a întâmplat aici, de unde era, să știu ce a făcut al meu soț. Învățare de minte, de acum încolo, să vin să fac cu mânuța mea tot ce e de făcut, pentru că a rămas în 2 folii agril, clar sunt afectate. Ar bune de aruncat? Sau nu? O, da, să vedem ce se întâmplă. N-au degerat. Pentru că eu, dacă știam că sunt temperaturi așa scăzute, nu le-aș fi lăsat așa. Aș fi venit cu mai multe folii. Sunt doar în 2 folii agril. Când se anunță valul ăsta de ger, eu vin și pun vreo 6 straturi de folie agril, plus folie de seră, plus pături, ca să mă asigur eu că ofer protecție așa cum trebuie. Astea chiar mă mir cum de-au rezistat, pentru că eu nu știu cât a fost azi noapte. Dacă la 7 a fost 0 grade, nu știu cât a fost înainte de 7. Dar mare noroc am avut că mai sunt în picioare. Dar, da, așa învățăm, învățare de minte, în momentul în care punem și ne ocupăm de grădinărit, să ne asigurăm și de, pentru protecție, cu mânuțele noastre. Bine, soțul meu, obosit fiind de la muncă, nici n-a știut ce face aici, cu gândul la muncă și căței și vai de mama lui. Salata e ok și ea. Bine, salata e mai rezistentă, dar eu de ce am făcut aceste protecții cu borcane? Pentru că mă interesează să crească mai repede, ca să mă pot bucura, să ne putem bucura mai din timp.
Astea au rămas neprotejate. E, nu nimic, căci salata este rezistentă la frig. Între timp, ce am mai făcut pe aici? Toată ceapa, după cum am spus, am scos-o și mi-am pus-o în țevi. Nu are nevoie de prea mult pământ, vedeți, e pusă una lângă alta și în momentul în care vin să gătesc, nu rămâne nimic altceva de făcut decât să-mi rup atât cât este necesar. Și am mai pus și afară în țeavă. Acum văd grozăvia, că aici nu mi-a acoperit, dar n-aș. Era prea mult, prea obosit de la muncă și încă văd că rezistă. Chiar și cu temperaturile astea încă sunt în picioare, chiar mă mir pentru că eu noaptea acopeream de fiecare dată. Aici am, v-am mai explicat ce am făcut eu. Floarea soarelui, am făcut testul de germinație să văd dacă mai germinează sau nu, ea fiind foarte, foarte veche, destul de veche. Mă interesează să mă opresc pentru vlăstari. Semințe și mai are o leacă și înflorește. Am pus 10 fire, mi-au ieșit 7. În acest fel mi-am testat puterea de germinație. Știu că din acel plic am floarea soarelui cu o putere de germinație de 70%, pentru că mi-au ieșit 7 din 10. În acest fel se testează puterea de germinație. Mai întâi am pus în șervețel cu apă, am udat și în 3 zile mi-a încolțit. Iar aici am la fel fasole, tot așa, o fasole un pic mai veche, un pic, vreo 2 ani. Și am vrut să văd cât, dacă mai germinează sau nu, să știu dacă o pun sau nu în pământ, dacă o semăn anul acesta. Bob mare, alb. Și din 3 fire, din 3 boabe puse mi-au germinat toate 3. Asta înseamnă că are o putere de germinație surprinzătoare de 100%. Bineînțeles că nu am aruncat, am plantat aici în găleata asta găurită, ca să aibă loc să se scurgă apa. Și am protejat aici cu folia grill. Iată că e încă în picioare, e la temperaturi de 0 grade. De asta spuneam, 0 grade la ora 7, nu știu cât a fost până la ora 7, că este foarte important să avem o folie zdravănă, groasă, rezistentă, ginegarhecta.ro. Și cum vă reamintesc cum am obținut răsadurile astea, eu reamintesc, de fiecare dată reamintesc, pentru că dacă ceva e bun, de ce să nu spun și la alții? Aici toate răsadurile astea care le vedeți voi la mărimea asta sunt obținute cu lampa Maxpro. Lampă cu LED specială pentru creșterea răsadurilor. În caz contrar, nu aș fi obținut eu răsadurile atât de mari într-un timp atât de scurt, totuși. Pentru că a trecut o lună de când am semănat. Ce voi face eu acum? O să îndepărtez doar păturile, ca să primească un pic de lumină. Totuși sunt temperaturi de 1 grad la ora asta, e ora 7 și avem 1 grad. Și la 1 grad, sau o să mai vin mai târziu, peste vreo oră, așa mai degrabă. Nu că ar degera, dar cu siguranță ar fi stresate la 1 grad. Și nu mă grăbesc să dezvelesc. Iar dacă asta înseamnă că să stea mai mult timp la întuneric, asta este. Se vor mai alungi, dar nu vreau să le stresez, o să fie prea frig. Încerc să fac un pic de lumină, să văd dacă e tot ok. Așa pare că ar fi totul ok. Rămâne de văzut când o să îndepărtăm folia, dacă sunt sau nu afectate cumva. Culmea este că eu ieri, știind că nu sunt așa temperaturi foarte scăzute, pentru că nu a anunțat prognoza că ar fi chiar scăzut, nu era nimic preconizat,
Am și udat toate răsadurile. Le-am udat pentru că eu ud la câteva zile, nu ud în fiecare zi. Eu aștept să se usuce substratul bine, apoi ud. Ele fiind pălite ieri, pentru că am venit aici târziu să aerisesc, să dau drumul la ferestre, erau 40 de grade aici, temperaturile foarte ridicate, ele erau pălite și apoi, după ce am aerisit și au mai revenit un pic, când am ajuns la 24 de grade, am irigat absolut toate răsadurile și au revenit complet și iată că am avut temperaturi foarte scăzute în toiul nopții. N-am știut că altfel nu le udam, le mai lăsam așa o zi, două, cât era necesar, mai degrabă însetate decât udate și pe urmă să vină temperaturi foarte scăzute. Dar, din fericire, să sperăm că e totul ok mai târziu când o să vin aici, peste vreo două ore, să eliberez tot. Le mai țin încă două ore la întuneric. Se vor mai alungi, dar asta e. Din două orele aleg răul cea mai mic, adică decât cu temperaturi foarte scăzute, mai bine le mai țin două ore la întuneric și apoi, când se vor mai ridica temperaturile, îndepărtez tot. Da, dragilor, am zis să fac și acest clip, să vă împărtășesc emoțiile mele, prin ce trec eu aici la țară cu răsadurile, cu grijile și cu toate astea. Asta ca să știți cu ce vă confruntați, pentru că, bineînțeles, în momentul în care există o seră încălzită cu, eu știu, aerotermă, cu sobă, pe lemne, pe gaz, pe ce mulți folosesc acest tip de încălzire, nu se stresează, dar sunt niște costuri, noi nu ni le permitem, abia avem lemne pentru foc în casă, dar apoi să venim să facem focul în seră. De aceea sunt aceste emoții în fiecare an. Am avut parte de astfel de emoții, dar acum emoții mai mari, pentru că din start când am intrat pe ușă și am văzut că asta are doar două straturi, m-a luat cu palpitații, dar tot rău spre bine, că așa am eu grijă să-mi protejez răsadurile cu mânuța mea, pentru că știu că soțul meu este foarte obosit de la muncă, cu gânduri, cu căței, cu toate alea. Și nu pot să stau să bază că îmi protejează el aici răsadurile. Ok, cam atât, dragilor, pentru ziua de astăzi. O să revin cu următoarele videoclipuri și cu evoluția lor. Toate cele bune vă doresc. La revedere!